Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit etalarea lunii august pentru Zodia Capricorn. Și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Capricorn sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau aglomerare de 4 sau mai multe planete în acest semn zodiacal și, bineînțeles, pentru cei care aveți pe cineva în Zodia Capricorn în viața voastră și vreți să vedeți ce se întâmplă cu aceste persoane în luna august, hai să scoatem o carte pe partea de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. În primul rând, pentru situația de dragoste, pentru relațiile voastre amoroase, dragii mei capricorni, aici avem o carte ușor problematică. Este vorba de acest 5 de cupe. O carte care ne vorbește despre niște lucruri care nu au ieșit așa cum v-ați așteptat voi. Uitați aici, sunt 3 cupe care s-au răsturnat. Sunt niște lucruri care n-au ieșit așa cum v-ați așteptat voi. Poate niște relații care au eșuat. Poate ați avut niște certuri în relația voastră actuală. Poate vă dați seama că partenerul sau partenera voastră nu se ridică la înălțimea așteptărilor voastre. Dar uitați-vă aici, mai sunt încă 2 cupe în picioare. Mai sunt încă niște oportunități pe care nu le-ați explorat. Aici nu e capăt de țară, nu e situația atât de dramatică cum vă imaginați voi, doar că... Na, e situația momentului, e energia momentului care vă face mai triști, mai melancolici, mai pesimiști decât ar fi cazul să fiți în realitate. Dar dacă ne uităm per total pe energia lunii august pentru voi, lucrurile stau destul de bine, lucrurile nu sunt chiar așa nasoale cum vi se pare vouă dacă ne uităm doar pe partea de dragoste. Hai să clarificăm totuși această carte, să clarificăm aceste 5 cupe și cum puteți să evitați riscurile implicite din această carte, cum puteți să navigați cât mai bine pentru voi energia lunii august pe partea de dragoste. Ok, aici mesajul este foarte clar și foarte simplu. Trebuie să aveți răbdare. Am impresia că o parte dintre capricorni aici sunt foarte nerăbdători. Dacă sunteți singuri, sunteți nerăbdători. Nu mai vreți să așteptați până când o să apară partenerul sau partenera perfectă în viața voastră. Nu mai aveți răbdare să așteptați până când vă răspunde la mesaj acea persoană cu care tot comunicați și aici riscați să vă impacientați și să păreți disperați. Mare atenție, că atunci când păreți disperați, oamenii fug de voi cât îi țin picioarele, fug mâncând pământul. Nu cădeți în această capcană a disperării. Aveți răbdare. Voi aici ați sădit semințele din care o să crească relația pe care vă doriți. Voi acum trimiteți în univers dorința voastră referitoare la partenerul sau partenera ideală. Și pe urmă trebuie să vă eliberați de această dorință, să-i permiteți universului să materializeze persoana ideală pentru voi. Și ce trebuie să faceți între timp? Să fiți ca acest paș de bâte. Să vă vedeți de viața voastră. Să ieșiți în oraș, să socializați, să ieșiți aici cu prietenii, mergeți la suc, mergeți la film, mergeți în concediu, să trăiți cea mai bună versiune a vieții voastre pe cont propriu. Fiindcă atunci când reușiți să fiți ca acest paș de bâte, veseli, optimiști, fericiți și împliniți pe cont propriu, implicit o să atrageți în viața voastră ca un magnet partenerul sau partenera ideală. Pentru cei care nu mai aveți răbdare, că de ce nu vă răspunde, că de ce mi-a dat cu sin și din astea, trăiți-vă voi aici viața, vedeți-vă de viața voastră și atunci când o să vadă pe profilul vostru de Facebook sau de Instagram poze cu voi în concediu, poze cu voi cu prietenii, când o să vadă că aveți un cerc social de prieteni, că aveți o viață echilibrată, atunci o să fie atras sau atrasă de voi implicit. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, nici voi nu prea mai aveți răbdare. Vreți să vă ceară o dată de nevastă, vreți să faceți o dată nunta, să vă mutați, să aveți un copil, vreți. Dar aici
toată această presiune pe care o puneți pe partenerul sau partenera voastră vă lasă cumva relația lipsită de foc, lipsită de emoție, transformă relația așa într-un lucru foarte clinic, foarte rece, foarte calculat. Și dacă vreți ca lucrurile să evolueze, aici trebuie să redobândiți pasiunea, să reaprindeți focul în relație. Încercați să nu mai puneți atâta presiune pe partenerul sau partenera voastră și încercați să petreceți mai mult timp cu cercul vostru de prieteni dinainte de a începe relația. Pentru că în acest fel o să și vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă și voi o să vă mai relaxați, o să fiți mai fericiți, mai împliniți și atunci când voi veniți cu această energie mai degajată, da? Când veniți cu energia de 3 de cupe, de fericire, de împlinire, de bucurie, de voie bună și de veselie, energie care e la pol opus față de 5 de cupe, de tristețe și de depresie, da? Când reușiți să faceți această schimbare radicală, o să vedeți că și atitudinea partenerului sau partenerei voastre o să se schimbe radical. Mai departe, în privința sănătății, aici vedem iarăși că lucrurile sunt foarte strâns legate între starea voastră de sănătate și relația voastră. Atunci când sunteți nefericiți, acest lucru vă afectează fizic starea de sănătate. Și aici, soluția este foarte simplă. Voi alegeți cum vreți să vă simțiți. O să repet. Voi alegeți cum vă simțiți în fiecare zi, în fiecare minut, în fiecare clipă. Voi sunteți responsabili de starea voastră emoțională, mentală și fizică. Nu mai puneți atâta presiune pe partener sau parteneră. Redescoperiți aici lucrurile care vă aduc fericire. De ce erați fericiți când erați copii? Puteați să fiți fericiți cu foarte puțin. Fără lucruri luxoase, fără vacanțe exotice, fără soțul, soția, iubitul, iubita. Erați copii, n-aveați nimic și totuși erați fericiți. Redescoperiți acea energie și faceți alegerea conștientă să trăiți zi de zi cu acea energie. Și în momentul în care o să reușiți să faceți această schimbare radicală în mentalitatea voastră, în structura voastră interioară, toate lucrurile din viața voastră o să se așeze și toate lucrurile din viața voastră o să se îndrepte. Aici, pe partea de sănătate, este foarte mult potențial. Puteți să obțineți exact ceea ce vă doriți. Dacă aveți o boală, puteți să vă vindecați de aceasta. Dacă aveți o problemă mai mică sau mai mare, puteți să scăpați de ea. Dacă vă doriți să aveți un copil și nu reușiți de mult timp, o să puteți să aveți un copil. Dar mai întâi trebuie să lucrați asupra structurii voastre interioare, asupra structurii voastre emoționale, asupra corpului vostru spiritual. Aici schimbarea vine de la interior către exterior. Și aceasta nu este o pastilă magică pe care o luați odată și pe urmă uitați de ea, nu. Aici e vorba de lucruri mărunte, micuțe, pe care le faceți zi de zi ca lucrurile să se îmbunătățească. Pentru o mică parte dintre capricorni, aici e posibil să vă reconectați cu cineva din trecutul vostru, din copilăria, adolescența voastră. S-ar putea să fie o veche cunoștință care a devenit medic sau care a devenit terapeut și care acum vă poate ajuta să găsiți terapia, tratamentul ideal pentru voi. Hai să clarificăm această carte. Exact ce vă spuneam, aici trebuie voi să vă redescoperiți pasiunea. Uitați, regele și regina de bâte. Trebuie să vă redescoperiți focul interior, pasiunea pentru viață, dragostea pentru voi înșivă. Fiindcă atunci când vă iubiți cu adevărat pe voi înșivă, exact așa cum sunteți acum în clipa prezentă, vine și stabilitatea fizică, materială. Asul de monede în acest context, în privința sănătății, ne vorbește despre a începe un nou stil de viață, despre a implementa anumite rutine în viața voastră care să vă aducă stabilitatea fizică, stabilitatea corpului, sănătate. Dar ca să puteți să ajungeți la acest nou început, care e posibil să fie declanșat de cineva din copilăria voastră sau de cineva care nu v-a mai văzut de mult timp și acum, pentru că vă revede, rămâne șocat de starea în care ați ajuns. Ca să puteți să ajungeți la acest nou început, va trebui să vă redescoperiți focul interior, stima de sine, dragostea de sine,
Va trebui să vă reconectați cu aceste aspecte ale ființei voastre. Sportul este foarte bine aspectat aici, mai ales în notul, sporturile de apă. Gândiți-vă la activitățile sportive pe care le făceați cu plăcere în copilărie. Gândiți-vă la mâncărurile sănătoase pe care le consumați cu plăcere în copilărie. Toate aceste lucruri din trecut care vă făceau plăcere, care vă aduceau atât echilibru fizic cât și emoțional, ar trebui să vi le reamintiți în primul rând și pe urmă să le reimplementați în viața voastră. Mai departe, în privința afacerilor, a banilor și a carierei voastre, aici avem o carte foarte frumoasă, 9 de cupe, care ne vorbește despre un trofeu. O să primiți un trofeu în luna august. Poate să fie un premiu, poate să fie o mărire de salar, un bonus, o promovare. Ceva frumos vine aici către voi în luna august. Dar mare atenție să nu faceți excese pornind de la acest cadou pe care Universul vi-l dă. Doar pentru că primiți o mărire de salar, nu înseamnă că trebuie să vă măriți și voi cheltuielile. Încercați să continuați să aveți stilul de viață dinaintea bonusului, dinaintea mărire de salar, astfel încât să puteți să puneți deoparte acești bănuți în plus. Hai să clarificăm aici pentru... au sărit două cărți pentru cariera Capricornilor. Hai să scoatem și pe a treia. Aici cărțile vă îndeamnă să nu acceptați prima ofertă dacă nu vă mulțumește pe de-a întregul, pentru că aici o să vină ceva mai bun până la finalul lunii. Voi sunteți în această lună magicianul. Nu permiteți ca altcineva să fure această carte, să fure această putere și să vă convingă să acceptați un job, un proiect, un parteneriat de afaceri care nu vă mulțumește pe de-a întregul. Pentru că, uitați, dacă așteptați, dacă aveți răbdare, până la finalul lunii aici poate să apară exact ceea ce vă doreați voi, fără compromisuri. Da? Prin urmare, aveți răbdare și nu vă lăsați păcălit, nu vă lăsați convinși de niște oameni care vorbesc frumos, care încearcă să vă convingă să faceți niște lucruri pe care voi, la urma urmei, nu vă doriți să le faceți. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă scot un card Puterea Gândului, o carte frumoasă din aceste cărți oracol, o mantră pentru luna august, un mesaj suplimentar care să vă ajute și să vă încurajeze în această lună. Hai să vedem mesajul pentru Capricorni. Sunt în pace. Pacea și armonia divină mă înconjoară și sălășluiesc în mine. Sunt toleranță, iubire și compasiune pentru toți oamenii și pentru mine. Simt toleranță, iubire și compasiune pentru toți oamenii și pentru mine. Un mesaj foarte frumos care vă aduce aminte să luați tot timpul calea de mijloc, să nu faceți excese în niciun aspect al vieții voastre și să alegeți mereu calea pacifistă, calea diplomației. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, sper că v-a plăcut această interpretare. Nu uitați de etalările zilnice, care sunt un ghidaj suplimentar pentru voi. Le-am făcut foarte scurte, de un minut, două, astfel încât să primiți toate informațiile de care aveți nevoie, să vă puteți planifica ziua următoare pentru succes maxim în toate aspectele vieții voastre. De asemenea, vă recomand să mergeți pe canalul meu de YouTube, unde am pregătit o grămadă de surprize plăcute pentru voi. Nu vreau să dau foarte multe detalii, nu vreau să stric surpriza, dar cu siguranță o să vă placă ce găsiți acolo. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Pa, pa!